Problema pleacă de la părinți care nu vor ca odrazelele să se extenueze și ca atare apelează la medicii care, fără niciun fel de problemă, le dau scutire de la ora de educație fizică. Asta chiar dacă respectivii copii nu suferă de nicio afecțiune. La nivelul județului Constanța sunt aproximativ 1050 de elevi scutiți din învățământul preuniversitar la orele de educație fizică. La cabinetul de medicină sportivă de la Policlinica 2, fostă Policlinica 2, sunt medici sportivi care eliberează aceste scutiri. Cred cu tărie că orele de educație fizică trebuie făcute de către profesorul de educație fizică, de un cadru specializat, începând din clasa pregătitoare până la finalul activității din cadrul învățământului preuniversitar și mai ales în învățământul universitar. Deși medicii recomandă mișcarea pentru dezvoltarea armonioasă a trupului, numărul elevilor care participă la orele de educație fizică și sport este în continuă scădere. Problema este că sedentarismul are consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Cel mai evident este riscul creșterii rapide în greutate, mai ales dacă și alimentația este dezechilibrată. Totodată cresc șansele de boli cardiace, diabet zaharat, osteoporoză și alte afecțiuni.